Nu o să comentez ceea ce a spus domnul prim-ministru. E și normal să nu comentez, în primul rând. În al doilea rând, toată informația pe care o dețin și toate presupunerile pe care le am, eu le transmit organelor de anchetă. Și este de competența organelor de anchetă de a ajunge la anumite concluzii. Eu am anumite viziuni și gânduri la ceea ce s-a întâmplat, dar eu n-aș fi vrut să fiu parte sau să lansez un proces de lansare a unor ipoteze care unele poate să aibă drept la viață, altele mai puțin, dar este de latitudinea organelor de anchetă de a se expune atunci când vor putea. Vă mulțumesc.